Mulți șoferi au dat în această dimineață o adevărată probă de dexteritate din cauza poleiului de pe carosabil. Cele mai mari probleme s-au înregistrat la Bucov, în zona adăpostului pentru câinii comunitari, unde șoseaua a devenit un adevărat patinoar. În mai puțin de 10 minute, trei mașini au avut serioase probleme din cauza poleiului de pe carosabil ieșind în decor. Șoferii sunt extrem de nemulțumiți pentru că autoritățile nu au intervenit pentru a îndepărta poleiul de pe carosabil. Polei, da. Este, toate mașinile au mers foarte încet. Accidente aici sus la parapet, dacă și spre Pleașa, acolo în curba aia, accident. Din cauza poleiului, foarte mare. Dar este ceva dat pe jos, nisip, zar? Nimic. Dar aici nu, poate pe cealaltă. Dar aici la noi nu dă. Dar aici până la, e 3 km până la refractare, de la refractare până la pola Blejoi, încă 3. Nimic nu se dă. Sunt în echilibru, că merg de atâta cu bicicletă, cu zăpadă, pe gheață. Dar ați văzut ceva pe carosabil dat cu nisip, cu sare? Nu. Nu mă gheață, polei. Nici pietonii care au circulat în această dimineață prin zonă nu au avut mai mult noroc. Unii dintre ei chiar au fost la un pas să fie striviți de mașinile scăpate de sub control din cauza poleiului. Nu dă nimic cu nimic până acum. Cel puțin și zona de refractare unde stau eu acolo, pe gheață. Vedeți șansa care a fost, că ne lovea, ne rompli. Păi și teamă să circulați pe aici. Da, mai ales pe jos. Acum am ieșit, am văzut soare așa, dar pe jos nu. Câte o oară te-am arăt pe drum. Chiar era să se întâmple și acum? Acum, da, ne lua din plin. La ora prânzului, situația a fost remediată și nu pentru că în zonă și-ar fi făcut apariția drumarii, ci pentru că vremea s-a încălzit suficient de mult ca să topească poleiul.